Noul jucător al energiei, Lamont Mack, a jucat la fosta adversară a energiei din Eurochallenge, Lukoil Academic Sofia. Evoluția echipei gorjene, statisticile, dar și calificarea energiei în top 8 l-au determinat pe american să semneze cu gruparea antrenată de Antonis Constantinides. I heard about it through energia plan against the previous team that I played for, Lukoil Academic, because I follow the Eurochallenge, Eurocup and Euroleague standings in the games. So, you know, I saw some good things and good progress with this team, you know, with the victories and things like that. So, when the opportunity presented itself, you know, I was pretty excited. Urmăresc în principal evoluția echipei unde am evoluat până acum și astfel am văzut energia jucând împotriva celor de la Lukoil. Urmăresc statisticile din Eurocele și de Eurocup. Am văzut un progres major al acestei echipe și astfel când mi s-a evit oportunitatea de a evolua aici, am fost foarte încântat. Noul jucător al energiei a vorbit și despre punctele sale forte care ar putea să contribuie la rezultate bune pentru energia. I have very strong points, you know, it's not one particular point that I, you know, do best. I do a lot of things pretty good, so, you know, I just try to work on my game every day before and after practice, you know, so I can stay properly prepared. Am mai multe puncte forte, nu pot să spun că este unul singur. Încerc să îmi îmbunătățesc jocul zi de zi și înainte și după antrenament pentru a fi la un nivel cât mai ridicat. Din actualul lot al energiei, Mack îl știe pe Luis Darby. Cei doi au fost adversari în Europa pe vremea când Darby juca în Cipru, iar Lamont în Bulgaria la Lukoil.